Dacă n-ai ceva bun de zis, mai bine taci. Noi în 2007 am fost o grupă de tineri care am făcut foarte mulți bani în reforma pensiilor. Eu personal la 23 de ani am făcut 80.000 de euro în 4 luni. De fiecare dată când ne merge bine, creierul se sparte de gură și gura începe să vorbească fără creier. Ne am pierdut uh, absolut tot, a venit garda și ne-a închis uh, cu sigiliu sediu. Și dai seama pentru copil de 24 de ani să vadă FBI-ul românesc uitându pe elicoptere. Dacă rămâi la zero și pierzi tot, este un alt mult prin care să te reinventezi și să faci din nou. Pentru mine, un om de succes este un om care are bani, are sănătate și are relații de calitate. A fost atât de sărac încât avea doar bani. Banii nu scumpără cumpără un cămin, nu-ți cumpără o familie. Dacă tu ești bucuros, tu ești fericit de copil, de familie, de soție, Păi bucură-te atunci, lasă banii, puteam să fiu mult mai sus financiar de -am să am mult mai mulți bani. Am colegi care nu s-au oprit unde m-am oprit eu. Și regret? Doamne fel, nu regret. <laughs> nu, ei regretă. Copiii mei, de multe ori, mi-e ciudă pe ei puțin, că zic, bă, voi sunteți de bani, gata, măi. Eu aveam mai multe absențe decât note, că de trei ori. Deci nu încăpia coloana aia de absențe la mine și puneau lângă la note și treceau absențe. Eu am fost penultimul din clasă. Cei care erau foarte buni la școală, au rămas în sistemul de angajat. Păi bun, și ce să facă? Să nu mai facă școală? Mă împing puțin așa să zic, <laughs> renunțați la școală. Ce ar trebui să facă un om care nu are nu știu ce educație financiară astăzi, ca să meargă pe drumul bun? Acum trebuie noi fie vorba, nu știu dacă pot să spun asta, dar o spun. Salut! Ai auzit expresia despre morți numai de bine? Păi și despre vii numai de rău? Astăzi vorbim despre cărcotași, cum spune și Dex, adică care caută ceartă, căruia îi place gălceava, care e veșnic nemulțumit. Ai te rog îndrăzneala să citești comentariile la orice postare cu impact mare și cu multe interacțiuni de pe platformele sociale. Sunt câte unii hater de meserie. E sportul lor preferat. Acești gică contra. Ei au păreri despre orice, știu ei domne cum stă treaba și când n-au argumente, în jură. Orice prost poate critica și condamna, dar e nevoie de caracter și control de sine pentru a fi înțelegător și iertător. În general, oamenii de succes și de valoare sunt ocupați, n-au timp să critique gratuit pe alții și nici nu prea își consumă energia cu părerile negative ale altora care nu au fundament. De ce? E simplu. Ei își iau energia din lucrurile pozitive. Știu că doar așa pot avansa, se pot dezvolta și pot crește. Critica să fie și amară, numai să fie dreaptă, ne spune Titul Maiorescu. Dacă critica are fundament, ei primesc, acceptă, învață și merg mai departe. Nu se lasă dărâmați, nu se demoralizează, nu se împiedică. Cei care merită să fie lăudați suportă mai cu ușurință să fie criticați. În schimb, pe hateri, pe cărcotași, ceea ce îi ține pe loc, ceea ce îi blochează, este fix modul lor de gândire. Sunt preocupați de alții, focusați pe capra vecinului, n au cum să progreseze pentru că focusul lor nu e pe propria persoană, nu e pe dezvoltarea lor. Când judecăm sau criticăm o altă persoană, nu spunem nimic despre acea persoană, spunem doar ceva despre propria noastră nevoie de a fi critici. Îmi place o vorbă americană. Dacă n-ai ceva bun de zis, mai bine taci. Oamenii învățați știu și acceptă că nu știu tot și că au și mai multe lucruri de învățat. Oamenii prosperi au o calitate mare. Nu vor să rateze oportunități. Singura modalitate de a evita criticile este să nu faci nimic. Să nu spui nimic și să nu fii nimic, ne spune Aristotel. Rămâi aici pentru a învăța ce ar trebui să schimbăm în modul nostru de gândire pentru a ajunge la succes și pentru a fi prosperi. Te aștept să interacționăm! Astăzi am în fața mea un antreprenor de succes, Călin Donca. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Mă bucur tare că ai acceptat invitația mea. Aș vrea să te întreb un lucru direct. Ai avut bani din totdeauna? Da, cu toții cred că avem bani întotdeauna, doar că diferă cantitatea de la unul la altul. În copilăria mea, cred că am fost fericit ca să trăiască să o iau de mai jos decât majoritatea. În primul rând, am fost întreținut ca și orice alt copil până la o anumită vârstă. În perioada liceului am început la 16 ani ca să încep cu vânzările. Eram dornic să am mai mult, să am o bicicletă mai frumoasă, să am haine mai frumoase. Și la 16 ani am început ca să vând telefoane. Chiar atunci apăreau primele mobile. Și am dat faliment, vreau să spun, după al treilea telefon, pentru că l-am cumpărat stricat și acolo mi-am falimentat afacerea. Deci ai avut faliment la 16 ani? Da, primul faliment la 16 ani, când am cumpărat... Eu tot am crescut în calitate, sau doar că nu merit unul stricat. Și atunci, cumva, am dat faliment, a să iau de la zero. Iar la 18 ani am plecat în Portugalia, Deoarece un prieten mi-a spus că acolo ar fi mult mai bine decât la noi, așa cum am auzit cu toții. Și a avut dreptate? A avut dreptate că este mai bine, dar nu pentru tine, care mergi să lucrezi, deoarece în momentul în care mergi român să lucrezi în Portugalia, nu neapărat vei face acele lucruri la care te gândești frumoase, vei face munca de foarte jos și, de asemenea, modul în care cei oameni se uită la tine nu este cel la care tu te aștepți. Adică, în România ești român și ești printre români și vorbești o limbă și te descurci, acolo ești total străin, iar ceea ce făceam eu, pe lângă faptul că era într-o țară străină, era ca să vând tablouri. Și atunci eu trebuia să și vorbesc, să și arăt, să și cer bani cash pe loc ca să-mi plătească. Cred că dacă mă chinuia să găsesc ceva mai greu, nu aș fi reușit. Pentru că munca de a merge din ușă în ușă și să încerci să vinzi real tablouri ca să-ți faci un ban, ca seara să poți să plătești chiria, cu plăteam în fiecare seară și mâncarea este maximul la care puteam să mă supun. A fost foarte, foarte greu. Într-o seară am dormit afară pentru că n-am vândut în seara respectivă. Eu am fost o glumă. Totuși te lasă să, să stai pentru că dormeam cu încă șapte persoane în același apartament. Mi se pare ca un vis foarte depărtat. Mi se pare că a fost interesant și atât. Z zâmbesc, râd. Atunci nu era nimic de râs. Era doar chinuială, la, la ora 6 dimineața te trezea, te punea în mașină și te lua seara la ora 6-7 când venea după tine. Da, tu ai avut o motivație să pleci acolo financiară sau aveai o nevoie financiară? Fiind dintr-o familie modestă, nu eram săraci, stăteam într-un apartament, aveam ce mânca, nu pot să mă consider că eram sărac. Într-adevăr, nu aveam o mașină. Și pentru că părinții mei niciodată nu au avut o mașină, vecinul meu avea o mașină pe care îl ajutam să o pornească dimineața, iarna, o pornea, pleca și ne făcea cu mâna, că era în altă direcție. Și eram foarte... Eu, eu din era fire, frustrant, nu? Era frustrant și din fire sunt și o persoană mai mândră, păcatul mândriei, încerc să, și acum să scap de el. Am făcut pași și mă tratez, o să, o să Se ajung. poate trata? Da, se poate, se poate, se poate trata. Cu foarte mulți bani, la un moment dat mai simți nevoia să, să arăți că ai și atunci cumva na, te relaxezi, să zic așa. Fiind dintr-o familie modestă, nu numai eu, există o generație întreagă și eu, o categorie întreagă, ai această frică de sărăcie, ca să nu ai suficienți bani, mai ales când ai o familie. Și în momentul acela cumva te grăbești ca să faci bani și chiar când faci bani, mai ai teamă că poți ajunge din nou acolo. Situația era una normală în familia ta din punct de vedere financiar. Da. Dar ai avut totuși o educație financiară din partea familiei sau din partea mediului sau la școală sau din alte părți? Nu se oferă educație financiară, indiferent că mergi la finanțe, Scopul este să te învețe cum să faci bani, scopul este să te învețe cum să-i administrezi banii cum să administrezi, exact. statului sau a deci, privaților. Tot ce înseamnă școală vine din modul în care ea a fost creată în urmă cu peste 100 de ani prin sistemul prusac care a creat această școală pentru era industrială din acea perioadă, ea a fost gândită pentru a crea foarte multe persoane care să fie angajați cu minți ca să poată să meargă industria. Ea nu a fost gândită ca oamenii să devină responsabili, să devină antreprenori, să devină cumva oameni care vor să evolueze continuu, oameni care vor să aibă mai mulți bani decât media, să zic așa. Și atunci, în momentul în care profesorul este instruit de acest sistem, ca să te instruiască să te bazezi pe sistem, Cred că cei care ies de la școală, m-aș ies cu ideea că, ok, care e pasul următor? E că oamenii cumva se așteaptă ca statul sau sistemul să-l dea pasul următor. Nici de cum e să-și asume responsabilitatea financiară. Adică mindset-ul e greșit din start. Nu este greșit. E sunt, un mod. Sunt persoane care, poate, dacă ar fi antreprenori, ar fi niște antreprenori foarte slabi și ar face foarte mult rău și lor, și familiei, și lumii. Și atunci, unii e bine să fie angajați. Adică, sunt persoane care sunt mai potrivite să fie angajate, pentru că scopul în această viață nu este neapărat să ai bani și să fii bogat. Noi am început să facem către copiii noștri educație financiară, pentru că am și cinci copii de care să mă ocup, mai mult soția, dar ca și programul. Wow, 5 copii. Da. Suntem uh... foarte tineri. Depinde la ce vârstă începi Adică și cu ce compari A avea familie numeroasă nu este greu Să-i faci nu este greu Să îi întreții mai departe Și să le oferi La fiecare dintre ei acea educație De care are nevoie Pentru că noi le oferim o educație individuală Nu generală Cred că acest lucru este o greșeală în sistemul nostru de învățământ Faptul că suntem băgați toți în aceeași oală Și toți trebuie să știm bine geografie, biologie Matematică, franceză, engleză limba română și istorie și dacă nu ești bun la una dintre ele, cumva nu ești între cei de top ai clasei. Adică această evoluție în foarte multe părți și în niciuna din ele bine, ne face ca la final să nu știm în ce direcție să mergem și care ne este vocația. De asta noi încercăm cu copiii pe care avem la fiecare să îi lăsăm natural să-și găsească zona de interes, Bineînțeles, avem o programă pe care o urmăm, avem o școală umbrelă care ne spune cam pe unde trebuie să fim. Dau și ei anumite examene din când în când ca să vedem că nu suntem... Nu stem... sunt la școală? Nu sunt la școală. Fac homeschooling? Da, fac homeschooling, dar există această variantă a unei școli chiar din București care oferă cumva o programă prin care tu poți să verifici dacă copiii tăi sunt cât de cât acolo unde trebuie la nivelul vârstei lor. Și de asemenea se dau câteva examene care na, sunt verificate de către ei. Bine, eu nu sunt un exemplu în acest sens, pentru că 99% din populație nu poate să țină copiii acasă. Nici eu n-aș fi putut, dacă nivelul meu financiar nu mi-ar fi permis ca soția să poată să se ocupe de ei. Adică am fi muncit, cum au muncit și părinții mei, amândoi plecau dimineața, amândoi veneau seara. Eu nu puteam stau acasă să facă un Pentru majoritatea părinților, a trimite copilul la școală e o gură de aer, o exact. portiță prin care poți să-ți rezolvi multe alte sarcini. Exact. Pentru familie. În România, de succes, cei mai de succes oameni de afaceri uh, sunt de două categorii. Prima categorie sunt oameni de afaceri care se ascund. E un om de afaceri de succes, dar nu vrea să iasă în evidență. Pentru că, de-a lungul timpului, în tradiția din România, uh, a făcut ca să se transmită această idee că atunci când ești cu capul mai sus decât ceilalți, vine cineva și se-l taie. Și, atunci dacă un om și nu de e adevărat? Este, este, din păcate, adevărat este din păcate adevărat un tip pentru care... Ai pățit-o? Da, și o pățesc frecvent. În momentul în care un om de afaceri este de succes și o arată că e de succes, ceilalți găsesc motive și explicații de ce este de succes și ei nu sunt. Da? Omul de rând care stă la bere și se uită la televizor Timp în care omul de afaceri nu are timp de bere, nu are timp de televizor, nu are timp de weekenduri, nu are timp de vacanțe, nu are timp de mici la grătar la marginea drumului în weekend, dar el tot timpul ăsta îl investește pentru o viață mai sus, financiar. Ei, după ce a reușit în sfârșit, vine celălalt care a stat la bere și probabil la o bere spune, da mă, da, știu eu ce știu despre ăla. Și ce știi? Știu eu cum a făcut banii. Da. Și cumva asta este explicația lui prin care noaptea se culcă liniștit și spune mai bine cinstit și sărac decât bogat și hoț. Pentru că asta este la noi în țară. Dacă cineva a reușit financiar, sigur a reușit cumva. Că altfel nu se poate. N-ai cum să reușești dacă nu se face ceva pe undeva. Da? Și numai ei știu ce. Lucru Bun, care... Dar se poate, poți să faci bani fără să furi? Da, bineînțeles. Este mai simplu să faci bani fără să furi decât să-i faci furând. Pentru că dacă îi trebuie tot timpul să-ți acoperi acele furtișaguri. Și în plus, ce rost are să-i faci furând? Pentru că dacă îi faci furând, nu o să te poți bucura de ei. Nu o să te poți să te arăți. Nu o să te poți să-ți iei o mașină frumoasă. Nu o să te poți să iei o casă frumoasă. Cu oamenii, primul gând o să fie băsă, Sigur i-a furat. Iar controlele, sigur vor veni la tine. Pentru că va vedea că ai bani și vor venea să vadă de unde ai. De aceea eu zic că este mai complicat să-i faci furând, și nu știu dacă ar fi neapărat benefic pe termen lung. Și bătaie ca în România, între noi, nu am văzut niciun. Între antreprenori? Da. Da, noi, antreprenorii, în loc să fim dornici ca să colaborăm între noi, noi cumva vrem să ne luptăm între noi. E o plăcere, care e mai sus, care e mai jos. Adică ajungi la un nivel financiar la care nu mai ai nevoie de bani, da? pentru că, nu știu, peste 20 de milioane de euro. Nu prea ai ce să faci cu diferența. E doar acolo ca să fie succesul tău. Adică ai casă, ai vacanțe, ai libertate financiară. Spui că nivelul de trai nu se mai modifică după o anumită sumă de bani. Eu așa simt. Pentru că după o anumită sumă, poate chiar 10 milioane de euro, lucrurile sunt cam pe acolo. Dacă, bineînțeles, nu vrei să deții un iaht, nu vrei să deții un avion. Se complică lucrurile. Acolo se complică, dar asta deja ține de plăcerile personale, ține mai mult de mofturi. Dar dacă vrei să ai o viață, cum vrei să ai la început, că tu când începi un business, să începi pentru că vrei să ai o viață bună. Cu siguranță la 10 milioane de euro ai o viață bună. Cu siguranță depășim depăși mult nivelul de viață bună. E o viață extraordinară. Dar mai departe, nu poți să te oprești. Cine critică mai mult? Oamenii care nu reușesc să facă nimic în viață sau cei care fac și chiar au o experiență și pot să observe greșelile cu adevărat? Oamenii care au timp. În momentul în care faci ceva. Și mai deci mergi... ai răspuns. Nu, nu ai timp, nu ai timp. Chiar mă gândeam acum că în domeniul nostru de activitate, pe una din nișele pe care le avem, pentru că noi avem un domeniu foarte larg, avem furnizare, distribuție, producție de energie și, de asemenea, se împart fiecare în alte nișe mai mici de piață. Chiar mă gândeam că unul dintre competitorii noștri pe o nișă foarte mică de producție, tot timpul uită ce facem noi și explică de ce nu facem bine. Iar eu aș vrea să mă uit din când în când, dar uit de ei. Și când mă uit, îmi dau seama cât timp au unii oameni. Pentru că atunci când mergi spre un scop și atunci când îți merge bine către acel scop, nu ai timp ca să te uiți stânga-dreapta. Și te uiți ca și, și într-un tunel. Te uiți la capăt, acolo vrei să ajungi și nu ai timp să vezi ce e ce unul, ce e ce altul. De multe ori sunt acuzat că ignor să răspund la anumite obiecții, acuzații, sau alte întrebări, dar nu ignor. Pur și simplu e vorba de cu ce mi împart timpul. Pentru că... Focusul tău este în altă parte. Da, focusul meu este tot timpul într-o singură direcție și dacă mă defocalizez, pierd foarte mult ca să mă refocalizez. Chiar am citit de-a lungul carierei mele mai multe, să-i spunem, tratate sau mai multe concluzii referitoare la mergementul timpului. Sunt tot felul de seminarii de managementul timpului și cred că dacă ar fi să fac o concluzie la toate cele la care am fost eu, ar fi că cel mai mare factor de pierdere al timpului este defocaliz- întreruperile, defocalizarea. Adică tu stai în birou, lucrezi la ceva și vine cineva, t -t -t bate, scuze, poți să te întreb ceva? Multitasking-ul. Mamă, deci când am spus treaba aia cu poți să te întreb ceva, deja creierul tău vrea să anticipeze ce vrea să te întrebe. Știi? Și tu, tu vrei cumva să te prinzi oare ce vrea să te întrebe. Și îi spui, da, s-a ocupat și ce? ok, las că vin mai târziu. Deja... Te-a omorât. Deci când a plecat, tu nu mai la te gândești numai la ce a vrut să-ți zică, oare ce a fost. Și în momentul în care te întreabă, începi să te gândești pe direcția respectivă și când te pui înapoi la ce făceai, deja tu ai pierdut o grămadă de timp și focus și idei și poate uneori ziua să fie pierdută. Ai reușit să ții mașină după Portugalia? După Portugalia am avut plăcerea de a veni gratuit în România, ceea ce a fost interesant pentru mine, deoarece eu am gândit o altfel, am zis că merg în Portugalia să-mi iau mașină și vin acasă și arăt la toți. Uhum. Am reușit și eu, îmi duc părinții cu mașina, îi plimb, le arăt ce-a putut fiul lor. Din nefericire pentru mine m-a oprit poliția și m-a întrebat Travalio Papers sau ceva de genul și eu am crezut că vor să cumpere. Eu n-am înțeles că ei mă întrebau de documente de muncă. Am început să le vând tablouri. Da, îți dai seama că la un moment dat oamenii mi-au luat tablourile și m-au pus pe autocar. Și aia a fost experiența mea. Am venit fără niciun ban, am venit fără hainele cu care am mers, pentru că m-au pus și ai zis gata, nu pleci de aici. Cu el te duci până în oh, România. Și totuși n-ai renunțat. Cum ai găsit cheia de a face business, în adevăratul sens al cuvântului? <coughs> Păi, doar așa poți să o găsești drumul pentru a reuși. Nu este neapărat un drum drept. Sunt foarte multe intersecții, stânga-dreapta. Și de multe ori trebuie să încerci pe foarte multe dintre ele ca să vezi care sunt drumuri închise. Întorci înapoi, mergi pe altul și la un moment dat îl găsești. Cred că oamenii, de-a lungul timpului își pierd puterea, își pierd motivația, își pierd speranța că o să ajung pe drumul potrivit și de asemenea foarte puține persoane, chiar și în business, investesc în ei. Foarte mulți investesc în afacere și nu investesc în ei. Adică tu ești creierul afacerii, iar tu în tine nu investești nimic. Și cum ai putea să investești tu în tine? Păi, în primul rând, fiind tu limita afacerii tale, mental vorbind, ar trebui ca tu să te crești pe tine cât poți de mult pe partea teoretică, că atunci când începi partea practică, unde este cu adevărat școala de afaceri, să fii pregătit. Să fii pregătită cât se poate pe partea personală. Eu cred că oamenii o să vadă prea târziu greșelile pe care le fac, o să fie prea oposiți în acel moment și mulți renunță. Dacă vrei să reușești să fii un om pregătit pentru afacerea ta, cred că trebuie să fii pregătit la nivel personal, pe partea aceasta. Mai multă meditație, o alimentație corectă, sport. Spre exemplu, eu mă trezesc dimineața, pe la ora 5, natural, fără să-mi pun vreo alarmă sau ceva. Mă trezesc natural, odihnit. Și merg să alerg. Da? Merg la mine acasă pe bandă, alerg 20 de minute, după care merg, poate fac o tură de bazin sau poate stau afară, să mă odihnesc, să gândesc ziua, îmi planific ziua mental și după care beau suc verde. Da? Ce Biau conține? Suc. Sucul verde conține în primul rând vreo 99% apă, iar de diferență în fiecare sub de pun lămâie, cam 3 lămâi, după care pătrunjel, mi este foarte ușor ca să iau vitamine din pătrunjel, calciu și așa mai departe dimineața, iar pe lângă pun lucruri de sezon, am pus frunze de ridic, am pus păpădie, am pus gazon, când nu am avut nimic, am pus și Uf. gazon să văd <laughs> ce gustare, că nu e toxic gazonul, <laughs> e iarbă. Da? Și cumva cu această licoare dimineața, eu îmi dau suficienți nutrienți ca să aibă creierul cu ce să gândească, la ce să funcționeze. Spre diferență de 90% din populație care dimineața mănâncă pâine prăjită, ouă, tot felul de mâncăruri... Proteine. Care, proteine care îți produc digestie, care îți produc muncă, iar tu dimineața, nu știu dacă neapărat ai nevoie de muncă, iar legat de proteine, eu mai fac și sală, de plăcere, mă antrenez și proteinele de care noi avem nevoie... În cea mai importantă perioadă a vieții noastre, când creștem, suntem copii mici, este suficient să mănânci lubeniță sau pepene verde, pepene roșu, și cum se numește, că da. harbuz, în funcție da. de zonă, are tot felul de denumiri. La Dăbuleni de se numește lubeniță. Lubeniță, Ai. așa. Deci dacă mănânci lubeniță care are 10,5% proteine și ești în perioadă de creștere, copil de 2-3 ani, la nivel de proteine este suficient. Adică noi ai nevoie de mai mult, iar când suntem adulți avem nevoie de mai puțin. Noi, la ora actuală, am plecat din această uh, trăire mentală de a mânca pentru a supraviețui și mâncăm mult peste ceea ce avem nevoie. Eu mănânc o dată pe zi uh, și sunt de foarte multe ori uh, sătur și dacă nu mănânc. Păi și te ajută pentru a face sport, pentru a fi lucid în business să da. mănânci o singură dată pe zi? Da, bineînțeles. Nu fac culturism ca să trebuiască să mi-aduc cine știe ce masă musculară pe mine. Faci întreținere. Fac pentru mine ca să mă întrețin, să arăt bine, să am un tonus muscular dimineața, pentru că altcumva te simți când faci sport. De asemenea și pentru oase, eu am avut o fractură pe coloană și nu m-am operat. Și atunci doctorul meu zice, mai tu trebuie să îți întărești mușchii laterali foarte bine și cumva eu sunt dependent de sport. Adică eu trebuie să fac sport oricum mă durea spatele și înainte că sunt înalt, dar trebuie să fac sport, trebuie să fac îndreptări în fiecare săptămână sau la două săptămâni ca să mă simt bine. Și cumva lucrul acesta îmbinat frumos și cu o alimentație corectă, care să nu-ți provoace o corvoadă, o greutate, să mă, un stres, oare ce mănânc, oare cum mănânc. Să mănânci natural, să mănânci simplu nu este foarte complicat. Și, într-adevăr, mâncăm și noi din când în când carne. Dar, da, mâncăm din anumite surse curate, dar o facem na, destul de rar. Ai vorbit de un faliment la 16 ani. Ai avut și faliment adevărat în business cu societate cu angajați? Da, am avut prima primul meu picaj serios, să bine zis cel mai serios picaj a fost în 2017, dacă este vorbim despre angajați și de datorii oh, și așa mai recent. departe. Cumva? da, este este recent, încă doare. Și durerea mă face ca să fiu atent în anii care urmează, pentru că atunci când nu te mai doare o durere din trecut, cred că începi să faci greșeli și începi să te apropii de o nouă durere, pentru că de fiecare dată când ne merge bine, creierul se desparte de gură și gura începe să vorbească fără creier. Când ne merge rău, începe să nu vorbim prea mult. Păi ce legătură are vorbitul cu a da faliment, spre exemplu? Păi te crezi deștept. Te crezi că știi, crezi că tu știi cum merge treaba. Eu la un moment dat, la 23 de ani, stigasem, chiar la 24 de ani, în să vină garda financiară, la 24 de ani aveam trei afaceri, făceam vreo 7.000 de euro pe o firmă, profit, vreo 5.000 de euro pe altă firmă. Pentru 24 de ani era sponsor. Yeah. Și eu la un moment dat mă gândeam, mă dar, o, fiu, o fiu cumva vreun geniu de, de business, ceva. adică mă simțeam foarte deștept. Până când la puțin timp i-am pierdut pe toți. Am pierdut mașina, am pierdut uh, absolut tot, a venit garda și ne-a uh, cu sigiliu sediu. Și dai seama, pentru copil 24 de ani să vadă FBI-ul românesc cum vine. Mă uitam pe elicoptere să văd parcă le și auzeam puțin cum. Uh, pe tine te după caută. mine, uhum. da, pe mine care m-au găsit într-adevăr din 1000 și ceva de facturi, Contabila nu nu uh, introduse 5 factori de 115 lei sau ceva de genul ăsta, mai știu exact. Deci era o fraudă de vreo 100 de lei banii de astăzi. <laughs> la TV ul de, de atunci și uh, m-au pus pe prima pagină în ziarul, adevărul, din acea perioadă, uh, mega-mafiotul Călin Donca uh, urmărit de garda financiară. Prima pagină. O poză în care eu eram cu un prieten la o pizza, uh, eu când îmi faci poză seara, închid puțin ochii, că i-am deschis la culoare. Eu eram... Aveam și puțină mâncare în gură, și resturile de pizza în, în farfurie. Deci este epică și spune foarte mult despre modul în care noi ne ajutăm în România, antreprenorii, ca să fie de succes. Adică oamenii nu cumpără ziarul care spune a reușit un antreprenor să facă ceva, ci cumpără ziarul în care un antreprenor fură și a fost prins. Ai spus că al doilea faliment a fost mai, mai nasol. Da. Și doare. Ce s-a Da, al doilea faliment este cel din 2017, cel în care am pierdut undeva uh, la 3 milioane de euro, dacă e să-i numărăm așa, dar nu doar că am pierdut banii. Eu lucram la casa, prima mea casă, proprietate, și eram și cu copii, aveam trei copii la, în acea perioadă, Eu trebuie să-i număr, că la mine cu 5, nu știu exact anii <laughs> câți erau uh, la, momentul respectiv. La momentul respectiv. da. Și uh, cumva, în momentul în care a trebuit ca să le spun soției și copiilor, hai că ne auzim, mergeți în altă parte la bunici și stați vreo câteva luni ca să termin casa, pentru că eu nu mai aveam bani, practic, ca să termin casa personală, plus mai eram implicat și în câteva altele în imobiliare. Eu le-am făcut dintr-o dată pe toate. Și în momentul în care piața energiei s-a schimbat, la ora actuală, la ora actuală știu ce nu știam atunci. Faptul că în România, ceea ce este sigur este faptul că legislația sigur se va schimba. Deci legea sigur se va schimba. O lege care e dată pe 10 ani, sigur nu o să țină 10 deci, ani. Deci orice business plan în România este... S nicio... Deci dacă e ceva sigur, sigur se va schimba. Eu n-am știut lucrul acesta atunci, am investit tot ce aveam, mi-am vândut hotelul, mi-am vândut restaurantele, mi-am vândut tot ce ținea de active și am investit în energie. Iar energia mi-a întors înapoi faptul că în momentul în care eram cât de cât ok, bine, mergeam, aveam angajați, aveam vreo 44 de angajați, în domeniul energiei nu sunt mulți angajați pentru că ce faci cu ei, nu ai nevoie, doar pe partea operațională e foarte mult 44. Și în momentul acela au schimbat legea. O piață liberalizată în 2014 a fost reglementată, din nou. Și pentru că s-a reglementat, pe noi ne-a scos practic din afacere. Pentru că ne-a impus anumite condiții, prețuri pe care noi nu le puteam urmări. Ca să, ca să dau un exemplu concret, ce a făcut statul în piața aceasta, este exemplul prin care pe furnizori și pe noi ne-a obligat în 2021, ca să punem prețul la caznici 200 de lei pe factură la megawatt, iar noi cumpăram cu 1000 de lei la bursă. Deci, 800 de lei diferența, ori 88.000 de clienți câți am avut noi în momentul acela, noi de ne puneam banii respectiv diferența? Și este, nu e nicio problemă. Voi vi dați acum în decembrie și noi vi dăm prin aprilie mai în funcție de, nu știm. Da. Și noi trebuie să susținem cu milioane de euro în fiecare lună o afacere falimentară. Iar ora actuală din 56 de furnizori câți au fost în 2000, hai să zicem, 17, sunt doar 12. Și de aceea noi nu mai avem uh, concurență, iar concurența este singurul mod în care serviciile se pot îmbunătăți și prețurile pot să scadă. Fără concurență, domeniul este controlat de câteva companii gigant, cum este la ora actuală. Care se pot și înțelege. Care se pot înțelege, se pot susține, statul oferă probabil anumite facilități, fiind companii foarte mari fiscale, iar noi nu putem mici să concurăm cu cei mari în felul acesta. Noi ar trebui ca să ne asociem cu o companie foarte mare din afara țării, ca să putem să supraviețuim, să trecem peste acest moment și să stăm în piață când alții nu mai sunt. Ce ai face dacă mâine ai pierde absolut tot și trebui, va trebui să o iei de la zero? Partea cea mai frumoasă este că dacă toți oamenii din lumea aceasta ar avea 1000 de euro în buzunar, toți, și eu și tu, toți, milionarii, domnul Țiriac, cel de la colț, toți 1000 de euro în buzunar, peste o lună, oamenii care și-au făcut banii vor începe să-și facă, iar oamenii care n-au avut 1000 de euro în buzunar vor începe să-i piardă. Nimeni nu crede că oamenii săraci vor rămâne la 1000 de euro și cei bogați vor rămâne la 1000 de euro. Pentru că aici este. Eu dacă rămâi la zero și pierzi tot, este un alt mult prin care să te reinventezi și să faci din nou. Dar ai, mai avea energia și curajul să o faci iarăși și iarăși? Nu e vorba de energie, e vorba de timp. Dacă ai timp, restul vine de la sine. Iar partea frumoasă este că la începutul afacerii, la începutul drumului tău către business, la început Anumite lucruri nu le cunoști, nu le știi, trebuie să le testezi, trebuie să le vezi, trebuie să vorbești cu oameni, trebuie să ai situații, trebuie să pierzi bani. Iar după ce ai toată această experiență acumulată aici, a doua oară, tu nu mai trebuie să o faci. Uai, deja știi partea aceasta. Și drumul este mult mai rapid. Ce fac diferit oamenii care au avut succes în business față de omul simplu? Pentru mine, un om de succes este un om care are bani, are, are sănătate și are relații de calitate. Fără cele trei, pentru mine, nu e un om de succes. Am prieten, deci poți să ai bani și să nu fii, să nu ai succes dacă nu le-ai pe celălalt. Era să și dau un exemplu de un miliardar din România care a fost atât de sărac încât avea doar bani. După care a și murit. La o vârstă la care n-ar trebui să moară de o boală de stomac. Și omul acela a ajuns la miliarde și în sinea lui se simțea extrem de sărac. Pentru că banii nu ți aduc bucurie, banii nu-ți cumpără un cămin, nu-ți cumpără o familie. Există și acest concept la noi în țară și văd toți mulți băieți tineri care zic că eu când o să am bani, atunci îmi fac o familie, atunci îmi iau o soție, atunci fac copii. Uite, am vrut să te întreb, când te-ai căsătorit? Înainte să faci bani sau după? În timp. Soția mea a venit la unul din seminariile ținute de mine, sunt seminarii de educație financiară, noi, în 2007, am fost o grupă de tineri care am făcut foarte mulți bani în reforma pensiilor. Eu, personal, la 23 de ani, am făcut 80.000 de euro în 4 luni. Bine, am dormit la cort, am dormit în mașină, n-am cheltuit cât. Da, ca să adun banii aceștia. Și după aceea, după reforma pensiilor, am avut 80.000 de euro. Cu 80.000 de euro poți să începi ceva în România. Ai un start. Da? Și am început să facem aceste seminarii ca să ajutăm și, de asemenea, mai departe să continuăm să găsim alți tineri care sunt interesați de această parte de dezvoltare. Și soția mea a fost cursant acolo, după care a fost agent de publicitate în compania noastră din perioada respectivă și a fost la un moment dat cel mai bun agent de publicitate. Bine, o ajută puțin că e, e frumoasă și mai momentul în care mergea la un patron și vorbea, eu puteam să vorbesc trei ore, că nu era același lucru. Deci n-ai fi putut concura cu ea. Nu, nu. Dar nimeni nu putea să concure. Doar alte fete, drăguțe, puteau să concure cu ea. Adică fetele munceau două ore, băieții munceau șase ore. Statele, aproape erau la fel ca la fete. E, e, dar foarte greu, vezi în ziua de astăzi fete frumoase să, să mai vrea să muncească munca grea. Să muncească în vânzări, doamne feri. Foarte greu. Fo Sunt foarte greu. Ce ați construit financiar, mai târziu ați construit împreună. Soția mea întotdeauna mi-a fost suport, asta a fost înțelegerea noastră, am bătut palma în momentul în care <laughs> uh, am pornit pe acest drum împreună. Noi am pornit pe acest drum în urmă cu 15 ani și eu am spus în felul următor, eu am nevoie de un suport, eu nu am nevoie de un concurent și nu am nevoie ca ea să facă altceva. Dacă eu sunt susținut și știu că atunci când vine acasă, lucrurile sunt bune și bine, la început i-am susținea în business, lucra în administrație, în uh, compania noastră. Doar că, ulterior, în momentul în care am început să avem copii, uh, na, am, am avut nevoie ca atunci când vin acasă să mă încarc și să văd că mediul este așa cum trebuie, așa cum îl doresc. Dar, da, tot ce am făcut, am făcut împreună. Nu am Deci, făcut e, singur. e o rețetă de succes să ai pe cineva în spate care să te sprijine, să te susțină în ceea ce faci. Da, pe termen scurt, te încetinește să ai pe cineva lângă tine. Pentru că trebuie ca să tragi acea persoană pe drumul tău și pe gândirea ta trebuie să mai petrești timp cu acea persoană. În momentul în care te căsătorești, de cele mai multe ori, jumătate din timp se taie și trebuie să-l petreci cu o anumită persoană. În momentul în care faci un copil, din cea mai rămas se mai taie jumătate și îți rămâne foarte puțin timp pentru a fi de succes și a face bani. Și atunci aici se împodmolesc și încetinesc mulți, dar e foarte bine dacă tu ești bucuros, tu ești fericit de copil, de familie, de soție. Păi Bucură-te atunci, lasă banii, Eu puteam să fiu mult mai sus financiar puteam să am mult mai mulți bani. Am colegi care nu s-au oprit unde m-am oprit eu. N-au încetinit. Sunt mult mai sus decât mine. Și regreți? Doamne feri, nu regret. Nu, ei regretă. Ei regretă. Ei regretă pentru că văd și zic, bă, dar când ai timp să te dai cu snobilul? Să terminați văd. Adică zic, bă, cum ai timp să te dai cu snobilul? Cum... E o alegere la un moment dat? Alegi între bani și... În fiecare zi. Timp? În fiecare zi alegi. În fiecare zi trebuie să... Știi dimineața cum îți planifici ziua. De aia spun că în fiecare zi, eu dimineața când mă trezesc, mă trezesc și vreau să știu de ce m-am trezit. Dacă care scopul? Și gândesc 5 minute, mă gândesc, ok, ce facem astăzi? 1, 2, 3, 4, 5. Da. Și atunci, în acele 1, 2, 3, 4, 5, măcar 1 și 2 să aibă legătură cu partea de sănătate, partea de familie, partea de relații. Altfel, dacă toate 5 sunt scopuri financiare, la un moment dat obiceiul se va transforma într-o rutină normală și normal nu vei mai avea timp pentru celelalte lucruri. Și ai, vei zice că, da, dacă când reușesc financiar, atunci o să-mi fac timp și să mergem în vacanțe în alta. Nu e adevărat, atunci nu o să ai timp. Dacă ai avea de ales și să te, să te întorci în urmă și să alegi între educația pe care ai avut-o, mă refer și școală, context, familie, pe care ai avut-o tu și pe care o au copiii tăi astăzi, ce ai alege? copiii mei, de multe ori, îmi e ciudă pe ei puțin, că zic bă, voi să de bani, gata, măi, știi, fix pe ăștia nu-i suportam când eram mic, ăia de bani, gata, nu-i suportam, erau amici mei. Uh, și acum trăiesc cu ei în casă și am și cinci bucăți, adică majoritatea. <laughs> și e foarte, e foarte interesant că pentru fiecare există provocări. Oamenii nu o văd așa, spun, bă, ce uh, mulți îmi zic, ce fain de copiii voștri, că vă au și că au un nivel financiar. Nu e așa. Copiii mei nu realizează nivelul financiar pe care îl au. Lor li se pare că ăsta este normalul. Educația pe care o oferim lor, educația de homeschooling, cumva hibridizat cu o programă, față de educația de la școală, e foarte greu de... Eu personal nu puteam să stau acasă, pentru că dacă aș fi stat acasă, n-aș fi nimic. Dar nimic, nici să scriu. Că nu vroiam. Oricum și la școală abia mergeam și chiuleam cât se putea. Chiar acum am avut întâlnirea de 20 de ani, în weekendul trecut, și am mers să vedem catalogul. Deci, eu aveam mai multe absențe decât note, am de 3 ori. Deci, nu încăpea coloana aia de absențe la mine și puneau lângă la note și treceau absențe. Mă motiva cu 3-4 deodată. Eu am fost penultimul din clasă, a fost unul cu medie mai mică, și îți dai seama că la întâlnirea de 20 de ani e foarte interesant să-i vezi cum a evoluat fiecare. Și este exact ceea ce spun. Cei care erau foarte buni la școală și na, toți erau mai buni decât mine, în afară de unul, uh, au rămas în sistemul de angajat, unde sunt profesori. Care e motivul pentru care nu aveai rezultate la școală? Nu te interesa școala? Nu-ți plăcea? Îți doreai altceva? Sau pur și simplu nu te adaptai mediului? În momentul în care vrei ca să... Obțin anumite lucruri, și de vreau atunci o bicicletă, da? eu nu găseam nicio legătură între a învăța uh, matematică, logaritmi, nu știu cât, cu bicicleta mea. De că erau spații diferite, galaxii diferite, era galaxia bicicletă și era galaxia uh, logarit cu limită, ceva, de... deci acum nu știu, și uh, nici cu sinus nu mai știu, cu cosinus, nu, nu știu cine știe dacă da, le iau așa. Matematica rapid. nu te ajută la business? Ba da, dar și atunci când vrei să te folosești de ea, o faci tot cu Excel și tot cu calculatorul. Adică eu știu cât face 3 ori 16 dar dacă ar fi financiar 3 ori 16 să fac factură la cineva milioane euro, tot cu calculatorul le-aș face doar să fiu sigur, să nu greșesc. Adică matematica eu cred că te ajută până la un mini nivel, după care mai mult. Ei spun ca să-ți muncească creierul. Ba da, nu putem să ne muncim cu lucrurile care ne ajută real în viață? Că sunt atâtea lucruri pe care trebuie să le înveți în copilărie pentru ce urmează, încât ar trebui pe alea să le învățăm. Nu în să o sinus, cosinus și așa mai departe. Dacă ai fi avut bicicleta respectivă atunci și mașina familiei de care să te bucuri, crezi că mi-ai fi ajuns astăzi aici? În punctul în care ești? Da și nu. Nu putem ști. Probabil că dorința mea de a avea o mașină și dacă aș fi obținut-o ușor, mi-a luat mama m-ar fi amânat puțin cu începerea activității propriu-zise. Adică, cred că părinții mei ar fi putut să-mi ofere câteva lucruri frumoase, m-ar fi încetinit. Dar, la un moment dat, n-ar mai fi putut să-mi ofere ceea ce eu vroiam. Deci crezi, deci, crezi că e ceva în tine? Asta este o discuție foarte lungă. Întrebarea este dacă oricine poate reuși sau doar anumite persoane pot reuși. Și atunci aici iară ne întoarcem la filozofie și ideea de a reuși să înțeleasă greșit. Chiar dacă reușești financiar, nu înseamnă că ești fericit. Oamenii confundă fericirea cu reușita financiară. Nu are legătură una cu alta. Poți să fii de succes financiar, poți să fii top 1, cel mai bogat om de pe planetă și să fii mizerabil interior. După cum mă ne amintim de Steve Jobs, nu? care a fost un geniu în ceea ce a făcut, și totuși a murit de o boală, de cancer, nu? Și întrebarea este, oare a meritat? Pentru că în ultimele sale interviuri regreta timpul pe care nu l-a petrecut cu fata pe care o are. O avea, Na, că nu mai este. Deci, cumva, a fost om de succes Steve Jobs sau nu? De aceea eu consider că noi ar trebui mai degrabă ca să ne reformulăm mental ce înseamnă a fi om de succes și dacă vrei să fii în business... Îți place ție business vrei să fii în business, da? Ok, dacă vrei să fii în business, ce cauți la școală? Adică, nu știu, nu, nu, nu se leagă una cu alta. Păi bun, și ce să facă? Să nu mai facă școală? <laughs> Parcă mă împingi puțin așa să zic, <laughs> renunțați la școală odată. Am scris o carte, Educație pentru uh, gâște, pe data la școala de vulturi, în care am un capitol intitulat Renunță la școală. -am, am scris cartea la 27 de ani, eram puțin mai... Uh, vocal. Uh, vocal pe atunci. <laughs> nu mă lovisem de haterii din ziua de astăzi. Uh, și da, eu am spus în mai multe interviuri, am spus că școala nu se face bine și noi ne-am retras pentru că nu ne face bine. Uh, depinde ce vrei Vrei ca să fii un om informat Vrei să fii un om care mai departe este angajat Fă școală Vrei să fii medic Fă școală Că nu poți să fii medic mai Dacă nu faci -ai nicio medicină, șeasă, că sigur. Ne omori pe toți care, Pe care ne prinzi dar dacă vrei să fii un om de afaceri, eu la asta m-am referit, vrei să, fii, vrei să fii bine financiar, nu te va ajuta școala și din potrivă îți va putea face rău deoarece te va obișnui cu o gândire ca cineva să aibă grijă de tine, să vină din partea cuiva, pentru că l-a angajat, cineva îi plătește sănătatea, îi plătește pensia viitoare și atunci cumva are cineva grijă de tine cumva plecând din comunism unde nu aveai alte soluții și ajungi în ziua de astăzi de angajat unde ok, mai câteva reminescențe de atunci. Pe omul de afaceri nu l ajută nimeni. Când ești pe zero, nu e rău. De ca om de afaceri <laughs> nu e rău nici pe zero. L-a angajat cel mai rău e să fii pe zero, că nu ți salarul. Știi că românul spune, domnule, n-am bani nici de pâine. E bine. E, e, bine. Nu e rău. Deci nu are de dat pâini la alții, nu? Ah, <laughs> da, exact. Aici e diferența. La noi când este rău, în mediul de afaceri, ești pe minus. Și <laughs> știi cum e? Te pui pe tine mult în spate, plătești minusurile și odată, la un moment dat, prin și tu un plus. Și atunci e bine. Care a fost momentul în care ai învățat cel mai mult? Întotdeauna înveți când ești jos. Întotdeauna înveți când ai picat. Tu în spate, vezi de ce ai picat și spui. Am picat pentru că. Nu poți să vezi înainte cascada. Trebuie să fii pe marginea ei și în momentul în care ai jos, vezi foarte clar de ce ai ajuns până acolo și care sunt greșelile. Adică lucrurile dureroase, cu adevărat dureroase, nu pot să le spun. Pentru că nu știu la fiecare cum o să arate. Pentru mine a avut un anumit context, a venit garda financiară. Apoi nu vine la toată lumea garda financiară în primul an de activitate să-i spună că activitatea a fost ilicită. Da? Iar după aia tot ei să spună că au greșit încadrarea. Pentru că ei dar, au venit... dar ce făceai atunci de au considerat ei că Făceam e Făceam cursuri și eu. Făceai cursuri? Eram la început, eram pionier. Da? Și fiind la început, i-au zis, bă, dar ce e aici? Păi aici vin oameni, dau bani și le vorbește în față. unul în față. Nu eram doar eu, eram doi, trei. Mm -hmm. Și ce păi și unde este produsul? Da? Unde e? De da, ce vinzi? Ce... Păi zic, produsul este cam închiriat sala, că vorbesc, că e timpul meu, că mâncarea mea, că... Una alta, deci nu, 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 nu. unde e produsul? Păi, plusul nu este. A, înșelăciune. Activitate ilicită. <laughs> da? Și să iei un tânăr de 24 de ani, să-l tărăși puțin prin câteva camere în care să-i spui, să știi, fiule, că dai toți banii înapoi, și pe lângă asta, nu știm cum se va termina, că să mai fac și uh, alte lucruri după, uh, cu suspendare sau fără sau așa mai departe. Deci, puteai să faci închisoare pentru da. că ofereai educație? Da, nu, nu neapărat educație, că nu asta i-a deranjat. I-a deranjat faptul că activitatea pe care eu o aveam era aceea de a face ceva nou. Ei nu, nu găseau încadrarea, nu găseau... Bine, acum între noi fie vorba, nu știu dacă pot să spun asta, dar eu spun că, oricum, mulți ani în spate, înainte de soția mea, eu am avut o iubită, doi ani. Și uh, iubita respectivă avea pe cineva sus, foarte sus uh, într-o instituție care controlează alte instituții și ea mi-a trimis. m-a despărțit, ne-am certat și mi-a cerut o mașină. Și pentru că nu i-am dat din trei mașini, că aveam și e una, aia să îmi trimite e, greutăți. Orice om, cred că din 10 antreprenori, nu s-ar -ar fi oprit acolo. Pentru că și eu m-am oprit. Deci eu m-am deci -am amintesc seara, când mergeam acasă, după o zi din asta în care mergeam și dădeam declarații și ceau că e gata, și ziceam, vreau să fiu angajat. Adică nu vreau să fiu miliardar, vreau să fiu angajat. Eu aia căutam. Deci nu ți-ai mai dorit nu. No. momentul Nu. No. Nu mi am dorit, nu. Am renunțat temporar, am renunțat. Mergeam acasă și mă jucam StarCraft. am da? un joc de strategie ca să îmi ia... Căutai să-ți ocup mintea. Mintea, să nu mai, să mai gândesc, să mai gândesc. Că faptul că... Deci să nu, să, nu, să nu te ascunzi de hoți. Să te ascunzi de cei care să te protejeze pe tine, este... A fost dureros. Foarte dureros. Nimeni nu te pregătește pentru așa ceva. Că nu. nu, poți să faci Nici un, un business. seminar. Nu. nu poți să faci un business plan în care să spui, știi, la un moment dat vine garda pe mine da. și o să mă ia cu ceva pe care Acum, nici măcar n am antifrauda. făcut. Acum că și-au schimbat dânăvirea, sună mai bine. Antifrauda, da. Antifrauda, da. da. Eu nu spun, trebuie să avem astfel de, de, de controle în România. E absolut normal că a, a lua o razna ceilalți. Normal. Nici mie nu -mi convine că în anumite domenii, la energie nu este cazul, dar sunt anumite domenii în care unii lucrează la negru și fă da, fără Concurența temea, e neloială. E concurență neloială și strică, da, și în imobiliare. Noi avem și imobiliare. Și în imobiliare, unii vând cum vând și noi trebuie să vindem legal, că na, este și imaginea mea. Și anuia. atunci totul e mai scump, și eu, eu, sunt, greu de făcut. Da, eu, eu, am un dezavantaj. Eu am mai mic de. profitul, eu iau pe free mai mare, se plimbă cu mașini mai frumoase, le arată la celălalt de succes, eu nu pot să arăt în domeniul ăla. În final, ce ar trebui să facă un om care nu are nu știu ce educație financiară astăzi, ca să meargă pe drumul bun? Să înmulțească acea mie, nu să-i pierdă. Trei sfaturi. Sau trei pași. În primul rând, aș recomanda oamenilor să-și amintească de ce au plecat la drum. Oamenii uită, la un moment dat e foarte multă grabă, ne grăbim peste tot, vrem să ajungem undeva, dar nu mai știm unde vrem să ajungem. Și ajungem acolo și nu ne înseamnă că am ajuns. În primul rând să-ți amintești ce vrei, ce ai vrut la început. Pentru că s-ar putea tu să fii deja acolo. Și să fii acolo și tu să muncești mai departe ca un nebun și să pierzi ce ai și de unde ai fost deja. În primul să-și amintească, în al doilea rând, să fie recunoscător. Deci nu poți să faci bani mulți și să-i faci într-un mod mental, pozitiv și sănătos, fără să fii recunoscător pentru ceea ce ai. Pentru ceea ce ai până în momentul da, respectiv. Ai 1000 de euro. E șmecherie. Dacă fii în Somalia, ai fi bogatul satului. Bine da. Înțeles. Trebuie să fii recunoscător pentru ceea ce ai. Pentru că recunoștința îți va atrage obiceiul de a fi recunoscător mai departe și vei atrage motive, situații în care vei fi recunoscător. Da? recunoștința atrage mai multă recunoștință. Tu îți creezi viitoarele situații în care o să zici, da, uite ce bine o duc. Adică îți vei dori să fii recunoscător de mai multe ori. Exact. Și vei ajunge să fii. Natural. Vor apărea situații. Vor apărea norocul. Mă, ce noroc a avut ăla. Dar sunt lucruri în spate care nu se văd. Și în al treilea rând, dezvoltare continuă personală. Nu profesională. Personală. Deoarece mie îmi spunea mama, nu te întinde mai mult decât ți-e dacă, dacă te întinzi, nu stai picioarele. Alții cu capul, de nici mai sus vine și ți-l taie. Uh, nu sunt de acord cu lucrul acesta. Dacă uităm în jurul nostru, planeta și universul este în, în plină expansiune. Dacă ești în concordanță cu această expansiune, vei fi susținut. O forță, ceva, unii spun Dumnezeu, te va susține să crești. Atât timp cât tu crești și crești corect și nu faci rău la alții, prin creșterea ta, Dumnezeu te va susține să crești mai departe, fie că îl numești creator, fie că îl numești univers, natură, fie că ai o demire lui. De aceea este nevoie să te dezvolți continuu. Nu este un moment unde să te oprești, pentru că nu trebuie să fie greu să te dezvolți continuu. Este ceva natural, iar dacă urmărești acest lucru, vei putea să, eu zic, să trăiești o viață frumoasă în care să te bucuri de banii pe care îi faci. Mulțumesc mult, Călim Donca, pentru sfaturile pe care ni le-ai oferit. Să știi că am avut cereri din partea celor care ne urmăresc când faceți o emisiune despre educație financiară. Iată că astăzi am avut măcar o parte din, din această educație financiară. Îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația mea și te, te aștept cu drag. Cu mare drag oricând. Mulțumesc și eu. Dragi prieteni, vă mulțumesc că ne-ați urmărit până la final. Mulțumim și Concelex pentru această locație. Vă aștept să interacționăm. Numai bine!